veste bună în ceea ce privește proiectul de reabilitare și modernizare a celor trei străzi din municipiul Reghin, Gării, Dedradului și Gurghiului, un proiect de infrastructură finanțat de altfel prin fonduri europene. Astăzi, luni 2 noiembrie, se toarnă ultimul covor asfaltic, cel de uzură, pe strada Gurghiului. Executăm ultimul strat de covor asfaltic, deci uzura. Putem spune, practic, am terminat cu asfaltul pe strada Gurghiului. Care este distanța? Acum avem 760 de metri liniari pe care tornăm astăzi, finalizăm ambele părți, deci stânga-dreapta, deci astăzi după masă vor circula oamenii pe asfaltul nou. Practic de pe DN15 și până la calea ferată, da, de la DN15 până la calea ferată este tronsonul. Și cum lucrările pe strada Gurghiului se referă nu doar la partea carosabilă, ci și la șanțuri și accesele la proprietari, în paralel o altă echipă de muncitori se ocupă de accesele la proprietari, betonarea șanțurilor și rigole. În paralel se finalizează accesele la proprietăți și șanțurile betonate, care vor... Să sperăm că finalizăm săptămâna asta tot ce înseamnă lucrări de betonare la scurgeri de apă. Vom face un salt până pe strada Dedradului. Acolo ce se întâmplă? Da, la strada Dedradului la fel se lucrează pe ultimele accese, adică ultimele 30, practic. De mâine venim cu stratul de asfalt, deci mâine vom lucra pe o parte, poi mâine pe cealaltă și acolo terminăm straturile de uzură. Acest proces de turnare a ultimului covor asfaltic pe strada Gurghiului a necesitat și sprijinul și intervenția poliției din municipiul Reghin pentru fluidizarea traficului. De asemenea, se face încă o dată apel la răbdarea și înțelegerea celor care participă la traficul rutier, șoferi, dar și pietoni. La stratul de uzură întotdeauna am solicitat ajutorul poliției locale. Pe această cale îi mulțumim, a fost de foarte mare ajutor pentru noi. Da, un pic de răbdare vă rugăm de la trafic, încă 2 zile și sper. Lăsăm toată lumea să circule cum trebuie. Așa cum aminteam, inginerul de șantier Monica Ador Ioni, lucrările la modernizarea drumurilor se află în grafic până în momentul de față. Dacă pe strada Dedradului se continuă cu betonarea șanțurilor și ultimele accese la proprietari, iată că în această săptămână o echipă de muncitori se va deplasa pe strada Gării, mai exact în fața stației CFR, și asta pentru că lucrarea nu este finalizată. Cu această ocazie dorim să informăm cetățenii că și zona scoarului Gării CFR va fi supusă asfaltării, așa cum aminteau muncitorii, cel mai probabil începând de joi această săptămână. Pentru Jurnal de Reghin, Mihaela Munteanu și Petrica Șomodii.